Epopea repartizării sumelor de bani de la Consiliul Județean pe localități continuă în Cara Severin. Astăzi, Consiliul Județean a transmis un comunicat oficial în care se precizează că două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Cara Severin, ce a avut loc joi, 8 februarie, nu au fost votate. Comunicatul instituției județene vine după ce ieri liderul PSD Cara Severin Silviu Hurduzeu îl făcea pe președintele Consiliului Județean incompetent și l-amenința cu abuzul în serviciu. Astăzi a venit replica oficială a lui Dunca și nu doar o postare pe Facebook. În comunicatul Consiliului Județean, Romeo Dunca precizează, cităm, ședința din 8 februarie 2024 nu și-a atins scopul, au fost omise la vot două proiecte importante, utilizarea excedentului bugetului local al județului, în lipsa căruia proiectele adiacente sunt viciate, și proiectul privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe feminit, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean. Tensiunea legată de insistența grupului de consilieri județeni din opoziție a condus la situația în premieră de a se uita a fi supuse la vot exact aceste două proiecte. Chiar dacă culpa principală va fi pusă pe seama inițiatorului, să nu uităm că la momentul votului în sală, în afară de mine, erau doar consilierii județeni ai grupului PSD, adică 18 contra 1. Unul mai priceput decât altul, am încheiat citatul. Având în vedere situația existentă, luni 19 februarie 2024 va fi convocată o ședință extraordinară în cadrul căreia vor fi incluse în vederea aprobării proiectele de hotărâre privitoare la utilizarea excedentului bugetului local al județului Cara Severin, bugetul propriu al județului Cara Severin pe anul 2024, precum și toate sursele acestuia. În cazul proiectului de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cote de 6% din impozitul pe venit, Consiliul Județean Cara Severin va iniția procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale asupra alocării resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale, astfel încât în următoarea ședință ordinară să fie inclus proiectul de hotărâre prin care sumele să fie distribuite către primării. Prevederile legale, respectiv articolul 6 aliniatul 11 din legea bugetului de stat pe anul 2024, stipulează faptul că repartizarea se poate face până la data de 9 decembrie 2024. Intenția mea de a repartiza cât mai repede acești bani către primărie a fost zădărnicită în mod repetat de modul mizerabil în care au înțeles cei din grupul PSD să procedeze, a mai precizat președintele Consiliului Județean Cara Severin, Romeo Dunca.